Bună, sunt Andreea și te invit ca pentru următoarele momente să rămâi alături de mine pentru a afla câteva lucruri noi din devoționalul de tineri. Nu este corect. Sandy era enervată. Ne-a picat pe toți. Când a văzut biroul domnului Denter, descuiat și gol înainte de începerea orelor, l-a luat cu asalt. Sandy a aruncat tot de pe birou și a strântit sertarele pe podea. Apoi, prietena ei, Kendra, i s-a alăturat îndesând un sandwich cu jeleu într-un videocasetofon care se afla în spatele biroului domnului Denter. Sandy a rămas blocată. Kendra, ce faci? Nu-și vor da seama niciodată că am fost noi. Vor crede că băieții au făcut-o. În ziua aceea, Sandy a spus domnului Denter că trebuia să vorbească cu el după oră. V-am stricat biroul, a mărturisit ea. Vă voi ajuta să puneți totul la loc. Apoi mă voi duce la domnul director. O să flămânzești astăzi la prânz, nu-i așa? I-a spus el ironic. Aia nu am făcut-o eu, s-a apărat Sandy sincer. Va trebui să explici lucrul acesta în biroul directorului, Sandy. Nu te cred. Te invit să citești Psalmi, capitolul 51, cu versetele de la 1 la 12. La ce bun să recunoști că ai greșit? David a scris Psalmul 51 după ce a avut o aventură cu Bathsheba și a ordonat uciderea soțului ei pentru ca el să se poată căsători cu ea. Acesta este un păcat îngrozitor. Dar pentru Dumnezeu nu este mare diferență între păcatele lui David și ale noastre. Toate păcatele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul îl rănește pe toată lumea, dar cel mai mult îl rănește pe Dumnezeu. La el se referă psalmistul când spune: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. David nu putea inventa scuze în fața lui Dumnezeu, judecătorul suprem. Singura lui speranță era să-și recunoască greșeala și să implore mila lui Dumnezeu. David voia ca Dumnezeu să ierte nelegiuirea, să nu mai fie supărat pe el și să repare prietenia cu el. Dumnezeu răspunde rugăciunii lui. El îi iartă pe cei care recunosc că au păcătuit. Și David știa că nu ar fi fost corect să primească iertarea lui Dumnezeu și apoi să continue să păcătuiască. Așa că i-a cerut lui Dumnezeu să-l ajute să găsească bucurie în a face ceea ce Dumnezeu îi cerea. Copilașii se pot preface că sunt altcineva, un pirat, o prințesă, un atlet profesionist. Dar pentru a te maturiza, trebuie să te vezi exact așa cum ești. Dobândirea unei inimi devotate începe prin a fi sincer cu Dumnezeu și cu tine. Te invit acum să deschizi Biblia împreună cu mine în Cartea Psalmi, capitolul 54, cu versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ceea ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Recunoașteți greșelile înaintea lui Dumnezeu. Te invit să faci lucrul acesta. Să ai o zi minunată!